doar discuția de aprobare a unui mandat special pentru domnul viceprimar Coma, care reprezentă municipiul Cărăraș, la Adie Ecomanagement Salubri, să voteze pentru majorarea tarifului la gunoi. Asta e mandatul și asta e votul. Trebuie să votați dacă vreți să voteze pentru majorare sau să nu voteze pentru majorarea tarifului la REU. Deci pentru cine? Pentru noi. Deci cine este pentru? Pentru. Cine este pentru? 10 în format fizic și cei 4 în format online, 14 voturi pentru. Da, ideea e că nu știu dacă le-ai transmis ce facem noi aici. Ei au votat de la... Dinainte de începerea ședinței. Domnul secretar, eu mă uit în această hotărâre pentru că nu mă gândeam că poate am înțeles eu greșit. Dar aici nu spune că îl mandatăm, zice favorabil slash nefavorabil. Păi da, și asta hotărâre, da, să voteze favorabil sau nefavorabil pentru majorarea tarifului. Pentru mandatare scrie, nu pentru mandatare. Însuși nu e mandatare. De către hotărârea se referă la mandatare. E un mandat special, dar mandatul cine? Mă rog, să facem două voturi. Prima dată să vedem în ce constă mandatul și după aia să votăm. Statutul Adi, reprezentantul Consiliului Local în Adi, e domnul Coma. Conform statutului, pentru situații în care se aprobă majorarea sau micșorarea tarifelor sau rectificările bugetare, nu, atât, trebuie mandat special din partea Consiliului Local. Da, înțeles, dar acum, așa cum ai supus la vot, da, nu ai supus la vot decât aprobarea mandatului de a vota pentru. Favorabil pentru mărire. E dar pentru mărire sau pentru... Da, favorabil pentru mărire înseamnă. Asta se vota. Deci, avizul prima dată, deci nu proiectul de hotărâre. Nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre pentru mandatarea domnului viceprimar Coman pentru a vota favorabil. Cine este pentru? Asta am votat. Asta am votat. Asta am votat. E deja membru. Nu mai votăm. Mai facem o dată membru. E formulată. E ceva neclar, domnul? Nu, mai întâi trebuie să aprobăm mandatul. N-are sens să facem aici. Mandatul are deja. Deci se aprobă mandatul special. E reprezentat acolo, dar pentru ședința asta nu are niciun mandat deocamdată. Mai am votat pentru. Nu are ședință. Deci trebuie enunțat mandatul. Dom'le, mandatul este să voteze pentru sau împotriva. Și am votat 14 pentru. Asta e în hotărâre. Asta s-a spus. George, nu e chiar așa, da? Pentru că cei 4 care sunt în online au votat pentru proiectul de hotărâre, care nu știu că e mandatul, da? Și nu se declară. Probabil că mai tratați așa superioritatea asta problemă, da? 11 votări? 11. Hai, 10. Nu înțeleg de ce n-au fost încălătate în cauză. Se acordă mandat special domnului... Pentru că nu s-a supus la vot de... Îl dă o formulă de cerul, îl mandatăm pe domnul Coman să voteze împotrivă, de-aia. Se acordă mandat special domnului Coman Liviu, reprezentantul municipiului Călăraș, în adunarea generală a asociațiilor din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris, în vederea exercitării votului favorabil sau nefavorabil, în funcție de cum votați dumneavoastră. Păi tu ai supus la vot doar să votăm să mandatăm să voteze favorabil. Asta s-a spus. Mandatat pentru favorabil, voteze favorabil sau nefavorabil. Deci nu avem mandatat favorabil, mandatat nefavorabil sau nemandatat. Mandatat era o puncte. Nu, doamnă. Mandatat este, deci, dar tot noi acordați un mandat special, conform statutului asociației, ca domnul viceprimar Coman, care este reprezentantul municipiului Călăraș, însemnat în dispoziție de primar, conform legii, să voteze favorabil sau nefavorabil pentru majorarea prețului la REBU. Și se pare foarte clar. Da, și cum votăm? Dar pe cei din care sunt împotriva majoritate, înseamnă că votează... Dacă vreți să voteze favorabil, votați pentru favorabil. Dacă vreți să nu voteze, adică nefavorabil, votați împotrivă. Și cei care au votat online anterior, fără și până acum când a votat împotriva. A votat favorabil. Deci nu e prima hotărâre de asta e tocmai asta, că nu e prima. Și până acum făceam un fel următor. Prima dată supuneam la vot conținutul mandatului. Nu, tot. Ba da, prima dată s-a supus la conținutul mandatului. Dom'le, e pentru sau e împotrivă? Și după aia votam proiectul de hotărâre cum reieșise, cu mandatul care reieșise din votul precedent. Așa am făcut până acum. Nu-i logic. Ba e voturi pentru același lucru. Ba da, e logic, pentru că adminteri, dacă acum 5 votau pentru ce ai propus tu, da, și restul 16 votau împotrivă, ce se întâmpla? Însemna că proiectul de hotărâre a picat, așa cum ai explicat. Da, și nu se mai varia prețul.
Dar dacă făceam așa cum am zis noi de la bun început, să votăm întâi mandatul, cine este pentru mandat favorabil, ăla, cine este pentru mandat nefavorabil, ceilalți, și după aia puteam să punem proiectul de hotărâre la vot, forma asta care le reușea de acolo. Două hotărâri, dar dacă statutul este așa, spune să nu, nu, este așa, dacă el votează împotriva. Ok, nu mai insist. Repetăm votul? Nu, ce să mai repetăm? A votat 14 voturi pentru până acum. Cine este împotriva? Adică nefavorabil. Da, sunt pentru aviz nefavorabil, pentru a merge domnul Coman acolo și a votat nefavorabil. Da, corect, asta adică nu că sunt împotrivă. Există o abținere? Okay. La mine la fel. Da, 2, 4, 6, 7 și